Vă salut abonații și urmăritorii canalului meu de YouTube. Au apărut aceste procesoare de la AMD, seria 8000 cu grafică integrată. Și am stat eu așa și mă gândeam, ar merita să-l cumpăr, să-mi fac eu un build cu acest procesor? Ce-mi trebuie? Pentru ce-mi trebuie? Uitați exact ce fac acum eu. Eu am acel Intel a 6-a generație cu grafică integrată pe procesor, da? Acesta cam aceeași tehnologie folosește, doar că aici deja apare inteligența artificială. Adică este mult mai bun și se spune că se poate juca pe el, da? La anumite rezoluții, pe un Full HD, de exemplu, la setări, de exemplu, medii, nu high, ultra high și nu știu ce, și așa mai departe. Și tot m-am gândit, mă, aș da banii ăștia, 1250, acum, dar în vară o să fie sigur cu vreo 200 de lei mai ieftin. Pun pariu pe ce vreți voi, că prin vară cam pe acolo va fi cam 1000-1050 de lei. Bun, și zic, mă, dacă aș face un build combo, adică tot cu un procesor, dar fără grafică integrată, aș ieși echivalent la acest preț și să fie, nu știu, mai bun? Hai să vedem. Deci acesta, așa după mine, pentru mine și să și ca să mă și joc, să mă lase să mă și joc aproape orice joc am văzut, unele jocuri, nu știu ce, la anumite setări și frecvențe, mă e super. Am spus, pot să randez, pot să fac clipuri, are nuclee destule, 6 cu 12, are o frecvență super, nu consumă mult, are și un cooler stock. Iată, frecvența grafică și v-am arătat pe acolo, folosește această grafică și inteligența artificială, da? Bun, bun, prieten. No. Și cam asta e. Și hai să văd la 1250 la prețul actual dacă pot să fac eu echivalentul. Deci procesorul în sine e cu 6 nuclee, 12 thread-uri, da? Să, nu contează dacă e de la Intel sau de la AMD, dar să fie performanță pe acolo, da? Dar cu placă video dedicată. Și hai să ne uităm și noi ce găsim la banii ăștia, pentru că o placă video dedicată... hai să văd, preț crescător aici. Așa. Preț crescător. Hai să vă pun descrescător, așa cele mai scumpe și astea cele mai ieftine, da? Numai că îmi dă, tot invers îmi dă. Ce găsim aici? RX 550 Pulse e mai bun ca acea grafică integrată? Nu știu dacă e și nu cred că aceste plăci, nu cred că folosesc inteligența artificială, după părerea mea, aceste RX-uri 550, 580, acestea ar fi ceva la 1100 de lei, dar nu intri. Pentru că un procesor, să iei un Ryzen 5 și acela e deja vreo 700, deci treci bine să faci un combo, da? Cu Ryzen 5, cu Ryzen 7, dacă, acum mă scuzați că trec înapoi, există, eu m-am uitat la Ryzen 5, da? Dar există și Ryzen 7 acesta, care folosește aceeași grafică cu inteligență artificială, cu frecvență puțin mai mare, dar grafica tot, ăsta e 780M, și celălalt e Ryzen 5 760M. Deci iată că Ryzen 7-le, hai că luăm Ryzen 7-le.
iarăși o lungesc, vedeți? Trec de la una la alta, în loc să fac un clip de 10 minute, pac, țac, tăt-o, na. Luăm ăsta mai bun, deci 1800 de lei, da? Bun, la ăsta grafica este și mai bună decât la Ryzen 5 plus procesorul e cu două nuclee pe 16 thread-uri, da? Prețul e 1800 de lei, da? 1800. Bun. Și de aici, hai să vedem o placă video, să fie la performanța lui sau mai mare. Nu știu, deci scumpe, nu o să intrăm. 7600 e deja cât e procesorul acela. Astea care sunt mai... Da, deja urcăm la 1500-1600, deci nu are sens. Dar un RX 6600, hai să vedem, că aici degeaba atât căutăm, să vedem și în altă parte. RX 6600, să vedem unde, 1200 de lei. 1000, tot pe acolo bate, văd, peste tot 1200, Vexio 1124, Fighter-ul acesta. Bun, hai să văd cel mai ieftin, îl iau pe acesta de la Vexio, 1125 de lei, da? Power Color, Fighter, AMD, Radeon RX 6600, 8 GB GDDR6, 128 de biți. Credeți că această placă video este mai puternic decât acea grafică integrată 700, cât era, 780 pe procesoarele alea seria 8000? Părerea mea din trecut, sau cel puțin din trecut, nu. Chiar dacă folosesc inteligența artificială și anumite tehnologii, un chip grafic integrat pe un procesor sau direct în procesor, nu cred că va depăși vreodată o placă video dedicată. Părerea mea, spuneți voi dacă vreodată o să depășească o placă video de asta. Și hai să spunem, ăsta e cel mai ieftin, chiar dacă de Black Friday a fost și 930 de lei. Da? A fost 930 de lei. Posibil să și mai scadă. Ăsta ar fi prețul, 900, 1000 de lei. Numai că na, toată lumea mai pune peste ele. Deci 1125 de lei ar fi o placă video și un Ryzen... Hai să văd un... Să nu punem rai... Nu, nu știu, hai să văd un procesor. Hai să văd un pic, pe aici intrăm. Hai să văd și să intrăm tot la AMD. Procesoare. Ce bun, ce am alege mai ieftin. Dar să nu trecem de prețul acela, 1800 de lei. Ryzen 3, nu cred că e ok. Acest i3, câte nuclee are acest i3? Nu cred că 4 cu 8, nu. Trebuie să aibă 8 cu 16 și cel puțin a 12-a generație de procesoare. 12.000. Hai să vedem, vedeți, le pune în față pe astea, 12.400F. Deci am ajunge tot la aceeași preț cu acest procesor, de exemplu, din 2022, 6 nuclee, 12 thread-uri. Celălalt Ryzen 7, bine, ar fi un i7 acela deja, are 8 nuclee. Dar hai să spunem că pe acolo e. Pe acolo e, da? Deci o placă video și
un i5, să spunem așa, ar ajunge tot la acel preț de 1800 de lei. Voi care ați alege? Acel procesor cu grafică integrată seria 8000 sau separat procesor și placă video dedicată. Deci e o chestie foarte interesantă. Iată, i3 a 14-a generație, 4 cu 8 nuclee. Hai să mai vedem, 5600, 800, deja trecem la 1900 pe aici, 1900 și 612, da? Astea toate deja sunt mai scumpe, puțin, dar na, pe acolo ar fi și ăsta Ryzen 5, 5600, ca să echivaleze cât de cât prețul, că na, 6 nuclee, 12 thread-uri, frecvențele sunt mai mici, dar avem grafică dedicată, da? Avem grafică dedicată. Deja ăsta e 969. Mi-ar fi bun acest Ryzen 5 8500G cu grafica asta integrată până la 1000 de lei. Ce spuneți? Dacă am face cu placă separat, cu placă video separat, dedicat, nu știu ce placă video aș putea să cumpăr eu. Da? Și să știți că m-aș gândi foarte bine pentru mine, că întotdeauna și voi așa trebuie să gândiți, dacă la ce îl folosiți, pentru ce folosiți acel PC, acel procesor, la ce aveți voi nevoie, da? Și eu spun că acest Ryzen 5 cu 8500G, cu grafica integrată, și la banii ăștia, 970 și poate peste o lună, două, trei în vară, peste 6 luni, să spun așa, o să fie vreo 700 de lei. Eu spun că ar fi ceva. Ar fi ceva. Dar dacă urcăm deja la Ryzen 7 cu grafica aceea integrată 780, atunci deja acolo e cu dus și întors, da? Vedeți, e un Ryzen 5, da? Un procesor de ăsta mai micuț, nu e Ryzen 7, e un Ryzen 5, dar ai grafică dedicată, ai placă video dedicată și părerea mea, orice ar fi, că e peste orice grafică integrată. Bun, cam asta am vrut să vă întreb, dacă voi credeți sau ce ați crede, sau sper că ați înțeles ce vreau să spun, ce ați alege? O placă, un procesor și o placă video dedicată, dar să fie cam la aceiași bani, sau acest procesor cu această grafică integrată? Spuneți-mi voi. Bun, vă salut și ne auzim la alte tutoriale video.